Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Campus.pi. Cu mare drag vă prezint invitata mea din această seară. Este vorba despre doamna Ofelia Florica Haranguș. Sunt convinsă că din nou n-am pronunțat corect, dar o să rog pe dumneai să ne spună exact cum se pronunță, de unde vine numele domniei sale. Este o îndrăgită interpretă și nu este o îndrăgită interpretă, este prietena noastră a campusului. Veți avea ocazia pe viitor să o vedeți în calitate de moderator aici la Campus TV, dar despre toate aceste lucruri vom vorbi pe parcursul emisiunii noastre. În prima parte a emisiunii îmi doresc foarte tare să vorbim despre o acțiune de suflet pe care doamna Ofelia a desfășurat-o în Republica Moldova, dar frumos ar fi în prima fază să o salutăm și să-i spunem bine a venit în studioul Campus TV. Doamna Ofelia, vă mulțumesc din suflet pentru faptul că ați acceptat invitația mea în această seară. Bine ați venit în studioul Campus TV. Nu sunteți pentru prima dată la noi acasă, pentru că dumneavoastră ne-ați făcut bucuria și plăcerea de a prezenta emisiunea pe care noi am filmat-o cu ocazia sărbătorilor pascale. Vă mulțumim! Bună seara! Bună seara și telespectatorilor! Îți mulțumesc pentru invitație! Mă bucur că mă aflu încă o dată aici la Campus TV. Este televiziunea care cu ceva ani în urmă m-a invitat la o emisiune de suflet și la niște filmări și de atunci mi-a rămas sufletul la Campus TV. Și sperăm că așa o să rămână în continuare, pentru că ne sunteți tare dragă și multe lucruri frumoase avem de învățat de la dumneavoastră. Vroiam să vă spun că de curând m-am întors din Republica Moldova, unde am fost invitată la un festival care se numește iProsop. Și pentru că am fost invitată acolo, am zis hai să facem o surpriză. Cu ajutorul Asociației Literare Ralibris, de aici din Buzău, am purces la strângere de carte, pentru că în satul Selemet, raionul Cimișlia, Republica Moldova, tinerii și oamenii de acolo sunt dornici de a citi în limba română. Așa că am adunat împreună cu domnul Marian Rădulescu aproximativ 1000 de cărți din literatura Biblioteca pentru Toți și aceste cărți ne-au fost donate de către domnul dr. Adrian Wojcikowski, de aici din Buzău, cărți care le avea de la socrul domniei sale, profesor Eugen Petrescu. Dacă vă gândiți să mai faceți o astfel de acțiune, prieteni dragi sufletului meu, familia doctorilor Mână Scurtă, din Republica Moldova, chiar mi-au spus la un moment dat că și-ar dori tare mult să facă o donație de carte. Deci vă puteți baza și pe domniile lor. Cu drag o să mai adunăm aceste cărți, pentru că acolo este nevoie de carte. Cum spunea și doamna primar Tatiana Bădan, copiii de acolo sunt dornici să citească în limba română. Și este binevenită cartea și uite, pe această cale lansez ideea ca cei care au carte și vor să facă un bine, poate să aducă aici la Campus TV cărțile care le prisosesc și noi le vom duce cu drag în Republica Moldova. A fost pentru prima dată, doamna Ofelia, când ați ajuns în Republica Moldova? Nu. În Selemet a fost pentru a doua oară. Am fost invitată la sărbătoarea satului în urmă cu vreo 3 ani de zile. Dar în Republica Moldova am fost des, mai ales la Chișinău. Acolo am prieteni foarte buni, oameni de cultură. Uite, aș aminti aici pe Diana Văluță, care este lector universitar la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău, Silvia Gonciar, care este director artistic la
un ansamblu de la Rapsodia din pardon, de la Filarmonica din Chișinău, m-am emoționat. Și anul trecut, în septembrie, am fost invitată și sărbătorită ca artista României de către Biblioteca Națională de la Chișinău și Asociația Ideal de la Chișinău. Cum vă primesc românii de acolo? Foarte frumos mă primesc. Acolo mă simt ca acasă. Ei îmi sunt dragi, eu le-am picat dragă și uite așa ne iubim unii pe ceilalți, pentru că, așa cum spunea și Tatiana Bădan, dar și domnul Vasile Căpățână, președintele Asociației Ideal din Chișinău, noi suntem frați, iar sângele apă nu se face. Am primit un mesaj din partea unui telespectator. Să știți că am remarcat ce a spus acum pe final. Da, sângele apă nu se face, vor rămâne frații noștri pentru totdeauna. Însă un lucru mi-aș dori să învățăm noi, de partea asta a Prutului, de la ei. Dragostea pentru literatura română, pentru limba română, pentru tot ceea ce înseamnă România. Pentru că am câteodată senzația că ei prețuiesc mai mult decât noi, care avem la discreție totul, și carte, și limbă, și posibilitatea de a ne exprima. Așa este. Ei mai mult decât noi, îmi pare că ei sunt și foarte buni patrioți, sunt, exact. Iubesc țara, iubesc Moldova, iubesc limba română. Și vă imaginați că au făcut un efort extraordinar să păstreze limba română. Am primit un mesaj din partea unui telespectator care spune așa: bună seara, felicitări pentru emisiune. O întrebare pentru invitata dumneavoastră aș avea. De la cine a învățat să cânte și ce zonă geografică reprezintă? Pentru că dânsa, din câte știu eu, are origini prahovene și, așa cum o aud acum, merge și în Republica Moldova. Da. Eu provin dintr-o familie de rapsos populari de pe Valea Doftanei. Bunicul meu, Traian Barbu, fie iertat, a fost constructor de instrumente populare și mama mea, o bună cântăreață, amatoare, ce-i drept. Împreună cu bunicul și mama mea am făcut parte dintr-un mare ansamblu folcloric al Palatului Culturii de la Ploiești. Împreună cu ei am cântat pentru prima oară la un instrument, la țiteră, pentru că acesta este instrumentul construit de bunicul meu. Și împreună cu ei și cu ansamblul de la Ploiești, am, prin anii 64-65, am pășit pentru prima oară în platourile televiziunii române din București. O să povestim mai mult în cea de-a doua parte a emisiunii despre cariera dumneavoastră, despre cum ați ajuns dumneavoastră la Buzău, dar vreau să ne întoarcem un pic la ceea ce a însemnat ultimul drum al dumneavoastră în Republica Moldova. Înțeleg că românii de acolo tare mult vă apreciază ca interpret și ca om care face totul pentru păstrarea tradiției. Oamenii, într-adevăr, m-au îndrăgit încă de la primul meu pas făcut în Republica Moldova, la Selemet. Acolo este o primăriță inimoasă. Este înfrățită cu vreo 3 localități din România. Face orice ca să îmbunătățească starea societății în care trăiește, ca tinerii să aibă aproape totul. Vă imaginați că într-un sat din Republica Moldova există o școală de muzică? Așa cum este în orașul Buzău? Fantastic! Da, este un lucru extraordinar. Este un sătuc sărăcuț, dar sunt harnici. Primărița este ajutată de toți cetățenii. Este suficient să spună: facem cu tare lucru, și oamenii este în jurul ei ca albinuțele.
Sunt lucruri pe care eu le-am văzut și m-au impresionat foarte mult. Aș vrea să-i rog pe colegii mei din regie să mă ajute să urmărim materialul pe care l-avem pregătit, acela cu donația de carte, să vadă telespectatorii noștri exact ce s-a întâmplat acolo și înțeleg că avem și câteva vorbe spuse de inimoasa primăriță despre care dumneavoastră vorbeați. Haideți să urmărim materialul. Frați și sângele apă nu se face și pentru acest lucru vă mulțumesc foarte mult. Că de fapt, noi întotdeauna vorbeam în sat, dacă începem de la cultura, de la carte, este important. Păi v-ați convins că noi vorbim un pic rusificat sau incorrect și în toate zilele acestea v-ați convins. Pentru asta sunteți aici și cu acest lot de carte ca să ne ajutați să revenim la acea limbă română frumoasă, să putem și noi să comunicăm. Copiii noștri deja vorbesc mai bine, nu sunt așa rusificați și aducem sincere mulțumiri oamenilor și familiilor care au donat aceste cărți. Am revenit în studioul Campus TV. Ați văzut cât de bucuroasă era doamna primar pentru cadoul primit. Cei din Republica Moldova, când primesc cărți, ai impresia că sunt atât de bucuroși, de ai impresia că le-ai dăruit lumea la picioare. Și mă bucur că din ce în ce mai multe astfel de inițiative pleacă de aici, de la Buzău. Asta e un semn. Am avut invitate în studioul Campus TV la un moment dat trei doamne profesoare din Republica Moldova care erau tare bucuroase să fie aici la Buzău în primul rând, dar erau impresionate de cât de multe avem noi ca și posibilități didactice în primul rând, pentru că domniile lor pentru asta veniseră. Și îmi spuneau că ei au mai puține, dar cu toate astea merg cu aceeași dragoste la școală, iar salariul lor calculat în bani românești era foarte, foarte mic. Da, deci este. Au demonstrat că cu inima poți face multe, multe așa lucruri. Este. Înțeleg că dumneavoastră ați interacționat cu foarte mulți artiști de acolo. Da, am foarte mulți prietene artiști valoroși din Republica Moldova și pentru că în curând o să demarăm o emisiune de folclor în adevăratul sens al cuvântului folclor, m-am gândit să fac câteva înregistrări cu acești artiști, le-am luat ceva interviuri. La unele imaginile sunt reușite, la altele mai puțin, dar vedem noi cum o să facem un montaj ca să asculte și buzăienii noștri gândurile artiștilor de la Chișinău. Vă propun acum să vizionăm un clip al actriței Stella Botez, care este și o foarte bună interpretă de muzică populară, o tânără extraordinară, care mi-a spus așa, dacă mă chemați la Buzău, uite așa, într-o clipă o să vin. Păi cu mare drag zic să o invităm, dar înainte de a ajunge aici la Buzău, haideți să o urmărim și să fie așa ca un pas în ceea ce vom realiza în viitor. Exact, haideți să o urmărim pe Stella Botez. Și frumos la sud în țara din jos, dragonii și noi uita, tara, 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 drumul la căsuța mea, tara, 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 tara. Și satul unde se ține obișeiul din vechime, și satul unde se ține obișeiul din vechime. Drag mi-a fost întotdeauna omul bun și știe glumă,
amuzat să vă cânt didor și drag, când la joc s-a dus adunetat. Am revenit în direct, doamnelor și domnilor. Ați putut observa, la fel ca mine, cât de frumoasă este Stella Botez, cu câtă dragoste cântă. Sunt convinsă că și dumneavoastră v-ați simțit imediat impulsul acesta de a le spune câteva vorbe de aici, de la noi, de pe meleagurile noastre. Așa este. Stella Botez este o tânără extraordinar de talentată și este lipicioasă. Are lipici la toată lumea. Dacă asta o contează. Vezi, imediat o îndrăgești. Asta contează. Mai avem câteva mesaje venite din partea telespectatorilor. Bună seara, doamna Mirela, mă uit cu mare interes la emisiunile dumneavoastră. Mulțumesc tare mult. În această seară aveți în platou un om în fața căruia trebuie să ne înclinăm. Doamna Ofelia, ce vă mai aduceți aminte de profesorul Mihai Ion? Iată cineva care sigur vă cunoaște, cineva care știe că ați venit la Buzău cu mult înainte de a ști eu că ați venit, adică nu în urmă cu un an, cu mult mai multă vreme înainte, da? Eu am urmat liceul pedagogic aici la Buzău. Am fost educatoare 36 de ani, iar domnul profesor Mihai Ion a fost cel care întotdeauna m-a luat pe lângă dumnealui și a văzut în mine un om în care poate să investească muzică. De la dumnealui am învățat să descifrez la prima vedere, să fac armonii, să înțeleg ceea ce înseamnă muzica. Doamna Ofelia, ați plecat de mică de acasă, dacă spuneți că ați urmat liceul aici la Buzău. Având în vedere faptul că v-ați descoperit vocea, ați îndrăgit viața artistică, n-ați avut niciodată tentația de a o lua către muzica ușoară, poate, și să renunțați la... Ba da. Și poate să confirme domnul profesor Ștefan Stănescu, mi-a fost și dumnealui profesor tot la liceu pedagogic. Într-o perioadă am colaborat la Casa Armată aici în Buzău și în perioada aceea cântam muzică ușoară și mai mult spre jazz. Deci ați cochetat cât de cât, dar totuși v-ați întors către muzica populară. Cum să vă spun, dacă te naști în casă cu muzica populară autentică, nu poți să renunți așa ușor. Mai avem câteva mesaje venite din partea telespectatorilor. Bună seara, distinsă doamnă, când ați participat prima dată la un spectacol și alături de ce nume ale muzicii populare românești? Vă întreabă un alt telespectator. La primul... un spectacol în adevăratul sens al cuvântului, cred că tot la fel micuță. Tot micuță, la Ploiești, dar cu ani mai târziu am participat la foarte multe concursuri de muzică populară, pentru că a pătrunde în lumea muzicii populare, în lumea artistică, mai ales în vremea aceea. Așa, trebuia să particip la foarte multe concursuri și eu am participat alături de Steliana Sima, de Luciana Văduva, de regretatul Drăgan Muntean. Sunt doar câteva nume care telespectatorii au auzit de ei. Uite, anul ăsta se împlinesc 30 de ani de la debut în radio. Mulți ani. Și poate, dacă Dumnezeu mă ajută, și poate găsesc vreun sponsor să mă sprijine în a realiza un spectacol aici la Buzău dedicat acestui eveniment.
Vreau să-mi spuneți un lucru. Ați fost așa toată viața un răsfățat a colegilor dumneavoastră sau ați mai avut parte și de răutăți poate câteodată sau poate de lucruri neplăcute, nu neapărat răutăți? Cum să vă spun, eu nu... niciodată nu m-am băgat acolo unde se discută lucruri contradictorii. Mi-am păstrat verticalitatea, m-am aliat cu persoane care să-mi semene mie ca și caracter, ca și pasiune, iar răutățile unora le-am ignorat, pentru că a ignorat doare foarte tare și nu le-am băgat în seamă, dar am evitat persoanele care nu sunt așa pe cum ar trebui. V-a ajutat în viață faptul că proveneați într-o familie renumită de artiști, cel puțin bunicul dumneavoastră era cunoscut în lumea aceasta artistică? Să știți că nu m-a ajutat mult, pentru că eu acum, în ultimii ani, spun că provin dintr-o familie de rapsozi și am spus asta pentru că doamna Eugenia Florea... acolo unde trebuia. Da, eu am ajuns acolo unde a trebuit, fără să știe cineva că provin dintr-o familie de rapsozi. Și a dezvăluit acest secret cea care m-a descoperit, de fapt, Eugenia Florea, folclorist și redactor muzical de la Radio România. Un mesaj tare frumos. Bună seara, vă felicit că o aveți în studio pe doamna... pe doamna Ofelia, dar vă spune Florica, iată că iarăși este cineva care vă cunoaște. Eu știu aproape toate melodiile și aș ruga-o pe distinsa dumneavoastră invitată să ne cânte melodia mamei sale, Vine trenul din Ardeal. Este exact melodia despre care v-am vorbit eu mai devreme și vă spuneam că nu o știu, n-am ascultat-o niciodată. Eu sunt din zona satul Lung Baia Mare și am rămas la Buzău după efectuarea stagiului militar, căsătorindu-mă cu o buzoiancă, spune un telespectator. Iată, vă cunosc oamenii din toată țara. Da. Cum este cu melodia asta? Vine trenul din Ardeal. Care e povestea? Este un cântec istoric. E un cântec care se referă la un soldat care pleacă în armată și știți că în perioada anilor 40, poate și mai înainte, tinerii plecau în armată, plecau la război și de aici s-a născut acest cântec. Uite, pot să vi-l... O să vă rog să-mi cântați măcar o strofă, dar haideți să luăm un telefon, pentru că un telespectator dorește să intre în legătură telefonică cu noi. Alo, bună seara! Sărămâna, doamna Mirela, sărămâna doamnei Ofelia. Bună seara! Am avut ocazia să o cunosc pe această doamnă drăguță și foarte, foarte talentată. Neluca Căpățână mă numesc. Bună seara, domnul Căpățână! Și mă bucur că a putut să ajungă în studioul dumneavoastră și am auzit-o cântând și cântă foarte, foarte frumos. Are disponibilitate de a cânta mereu și de a face lumea să fie bine dispusă când dumneai face această activitate. Ce vreau eu să vă spun? O felicit și să-i dea Dumnezeu sănătate să fie în zona noastră, pentru că e loc pentru toți în această zonă a Buzăului, chiar dacă de la Prahova. Prahovenii o cunosc. Și ar trebui de acum să o cunoaștem și noi mai bine, nu? Și începând cu seara asta și poate și altă dată, o cunoaștem mai bine. Doamna Mirela, de ce nu purtați națională că e ziua ei? Vreți să vă spun adevărul? Da. Pentru că am spălat-o cu apă neagră și n-am putut să o mai port. Vai de mine, compania de apă. Am spus adevărul. Doare, nu doare? Da, da, da. Da, îmi cer scuze în fața telespectatorilor. Știți că am o ie tare dragă mie pe care am purtat-o de foarte multe ori la emisiunile de la Campus TV, dar de data asta n-am mai putut. Da,
Dar vă felicit pentru emisiune și doresc mult, mult succes și să o mai vedem pe doamna Ofelia la dumneavoastră. Vă mulțumim tare mult pentru cuvintele frumoase și vă dăm o veste bună, domnule Căpățână. Să știți că începând, cred că din toamnă, doamna Ofelia va fi prezentă în studioul Campus TV cu propria emisiune, pentru că despre asta vorbeam, era o surpriză pregătită pentru telespectatori. Doamna Ofelia va avea propria emisiune de folclor, așa cum trebuie ea să fie, aici la Campus TV. Deci telespectatorii care o îndrăgesc vor avea posibilitatea să o urmărească în fiecare săptămână, sper eu, pentru că așa obișnuim noi să facem aici la Campus TV. Să ne întoarcem, doamna Ofelia, vă rog, la melodia Vine trenul din Ardeal, da? O strofă vreau. Vine trenul din Ardeal, măi, vine trenul din Ardeal, măi, încărcat cu militar, măi, hei, auzi, auzi, măi, Lenuțo. Foarte, foarte frumos. Sunt convinsă că se ducea la vremea respectivă direct în sufletele fetelor care își așteptau iubiții poate ani la rând, pentru așa că este. Nu era armata cum e acum. Uite, vă promit că cu proxima ocazie o să înregistrăm aici la Campus TV. Facem un clip cu acest cântec Vine trenul din Ardeal. Ce ziceți? Abia aștept și cu mare drag. Doamna Ofelia, luăm o scurtă pauză publicitară, după care vom reveni în direct, vom continua povestea noastră și vom asculta și alți interpreții aduși de dumneavoastră din Republica Moldova prin intermediul tehnologiei, bineînțeles, pentru că deocamdată acestea sunt posibilitățile. Vom avea ocazia să-i avem și aici în studioul Campus. Cu siguranță, cu siguranță. Luăm o scurtă pauză publicitară.